E adevărat aia cu valizele, că veneau cu bani, cu astea, da, cu așa, așa da? Acolo așa, așa e tot timpul. Acolo așa e tot timpul. Cum sună adică, pentru noi, da. Nu, așa e tot timpul. Așa e tot timpul și am venit și la noi. Adică ne-am dat mulți bani, veneam cu... Eu nici nu știam. Atunci am ajuns... Ce face ăsta? Ce face, ce... Cu valizi și ne da... Știi cum ne aduce bani așa? Ia. Impozite, taxe, nu, sănătate. Nici o taxă, nici nimic. Dar banii, banii tot timpul la zi? Nu, nicio problemă nu am avut. Crede-mă pe mine, când am, adică am jucat 3 ani acolo, în Ucraina, și 4 ani în Belarus, nu am pierdut niciodată niciun leu. Pe zi. Acum Odessa, banii din păcate... Odessa acum mii de probleme, cum are toată Ucraina, cum are toată lumea, că eu zic, nu are doar Ucraina și Rusia, și toată lumea are probleme acum din cauza război. Corect. Și vorbești cu prieteni. Dar tu cum te-ai găsit cu soția aici, în România? Aici, cu... aici. Da, știu, dar cum ai decis să rămâi? Bine, v-ați căsătorindu-vă... Bine, noi ne-am căsătorit după, dar oricum, înainte, noi trăiam tot timpul împreună, ea venea cu mine tot timpul. Adică oriunde am plecat eu, în Ucraina, Belarus, Israel, Croația, tot timpul ea a venit. Viața de fotbalist profesionist e grea, dar viața de nevastă de fotbalist e grea și e ea. Mai grea. Nu? Toată ziua să fii... E mai grea. Dar oricum, noi ne-am înțeles din primul moment aici și de asta te-am spus și mai devreme, mentalitatea din România și din Albania e cam la nu fel, e da? Cam la fel. Și în caz că nu era la fel, nici eu nu stăteam 10 ani cum aveam așa cum să zic. Dar înainte să vii în România, știai despre România ceva? Adică, domne, știai? Știam de fotbal, știam de tot. De Dinamo, de jucătorii voștri foarte buni, ca Hagi, ca Mutu, ca cine a fost atunci. Știi? Știam de multe lucruri, știi? Pentru că nu e mare, te-am spus și mai devreme, nu e mare diferența. Și oricum, azi ai tot pe internet. Poți să intri pe internet și poți să vezi tot. Oricum, eu de fotbaler am disperat de fotbal și am aproape tot. După când am venit aici, am aflat și alte lucruri. Da, societate, cultură, tot. Mancare. Cu hrana ai avut probleme vreodată? Cu cine? Cu hrana, cu mâncarea. Nu. Să te adaptezi? Nu. Nu, nu, deloc. Aici, oricum, mâncarea voastră e foarte bună. Dar nici în alte țară. Dar partea înaltă în Ucraina? Bă, nu, pentru că eu nu sunt așa, nu sunt, eu mănânc orice, știi, nu am știi nicio probleme. Știi că unii zic, aoleu, m-am adaptat, mi-au bine, aici mi-a fost mai ușor. Aici contează să poți să te adaptezi așa, pentru că aici exact și cu limba și cu mâncarea și cu, pentru că toate astea, toate astea lovesc asupra fotbalistului și... Nu, aici mi-a fost ușor, dar în alte țare puțin mai greu, dar oricum, eu te-am spus mai devreme și nu am nicio problemă. Mulți străini și acolo în campionatul Ucrainei, nu? Spuneai că erau foarte mulți și la... Și la echipele pe la care jucai? La Odessa noi am fost aproape 13 străini. 13 străini. 13 străini. Am avut argentinian, jumătate de echipă. 30 echipă. Argentinieni inclusiv. Argentinieni, brazilieni. Ce am avut? Din Europa, români am avut. Campionatul la ei cu mingicar, cu asta au bazat numai pe forță. Adică pe forța fizică era mai fizic. Bine și calitate, crede-mă pe mine, pentru că în momentul de față când jocam eu la Shakhtar eram tot jucătorii ăsta, Fernandinho, William, Douglas Costa, cine a fost? Tot. Dinamo Kiev pe partea aia și echipă. Dnieper pe parte, a fost și Dnieper. O aveați grea, cum se zice. Tot timpul când jocai cu ei era foarte grea. Păi nu doar cu ei, și cu alte echipe. Acolo meciul termina 1-0, 1-1, 0-0. Nu era acolo 4-0, 4-3, 2. Tu ai trăit începutul, să spunem, acestor probleme. Nu ai stat 2014. În 2014 au început atunci problemele plecat, acolo. Da, ai speriat? Nu mi-am speriat. Bine, n-ajunseseră la... Nu ajunseseră, crede-mă pe nimeni, pentru că eu am plecat noapte de acolo. Noi jocam atunci, anul ăsta, jocam în Europa League, în grupa Europa League. Am trecut din grupe, după am jucat în februarie cu Lyon. 0-0 am ieșit acasă și a doilea meci plecam la Lyon, acolo am pierdut din minutul 86, 1-0 ne-a bătut Lyon și ne-am eliminat. Foarte. Când ne-am întors în Odessa, atunci, a doilea zi, am făcut întâlnire cu tot și a spus, nu mai putem să mai ținem, măcar pe străinii, pentru că și... crescuse și, adică, rubla atunci cu euro și cu dolarul era diferența foarte mare și era să ne da dublu salariu și spun, și nu-i convena pe salariu, te dai seama. Deci s-a făcut o ședință, nu e ceva, nu e ceva frumos, nu e ceva de... Nu, dar ce e firesc. Face? Noi am înțeles, adică noi o să vedem banii tot din până ziua de azi. Și la revedere, era jucător liber, nu? Sau... Liber, te dai seama, liber. Problema e că nu poți să jocai niciun campionat pentru că era februarie și era închis tot. Cine te mai ia, februarie? Cine te mai ia? Și ce ai făcut? Nu am jucat 3-4 luni, nu am jucat deloc. Mi-a venit oferta să plec doar în Kazakhstan, acolo era prea departe, am spus atunci. Și nu am plecat, 3-4 luni, nu am jucat fotbal.
Și m-am întors. Te antrenezi de unul singur, că trebuie m-am să te... M-am antrenat cu antrenor, te dai seama, dar oricum, nu e la fel, pot să te antrenezi, dar în caz că nu ai practică, nu ai meci, nu ai antrenamente cu mingea, cu echipa, nu, adică e mare diferență. Și așa am fost, și am plecat noapte, am fost cu soția atunci, am luat mașina, am plecat din, am bagat tot bagajul, tot acolo, am plecat din Chișinău imediat, noapte. Pentru tot că... ce ați avut într-o mașină. Am lăsat și alte lucruri acolo, am plecat după să iau, dar problema era pentru că ambasada Rusiei, acolo unde era în proteste, era nici 100 de metri din casa mea și eu vedeam tot proteste, tot nebunia a fost. Am plecat noapte și asta așa s-a închis la mine acolo. Povestea. Dar ne spuneai înainte că de intrarea în emisie că dacă n-ar fi reexbucnit, ai fi vrut să te duci la prietenii din Odessa, nu? Mă rog, acum 6 luni. Tot timpul. Și așa am spus, după fotbal, de ce să nu plec? Pentru că am foarte mult prieteni, oricum orașul acolo mi place foarte mult, mai ales la vară, super oraș, oraș foarte frumos, are Mare Negre acolo, are multe, multe restaurante, multe parcuri. Ți-a fost teama atunci? Nu mi-a fost teama, nu mi-a fost teama pentru că, oricum, noi plecam. Oricum, noi plecam de acolo, nu era problema. Mi-a fost teama mai mult de prietenii mei acolo. Da, care au rămas acolo. Dar după a revenit, ușor, ușor a revenit. Nu a revenit fotbal cum a fost înainte, dar viața a revenit ușor, ușor. Fotbalul nu a mai fost niciodată? Niciodată. De atunci niciodată nu a fost mare probleme, multe deci echipe. De 8 ani de zile? De 8 ani de zile? 7-8 ani de zile? Nu a fost niciodată cum a fost înainte, adică în timpul când jocam. Asta nu e... Și pentru bani și pentru tot echipe. Multe echipe am falimentat. Și așa a fost povestea. Ei, de război, nimeni nu mai stă capul la... Dar sunt singur, în caz că nu începa cu atunci războiuri, proteste ce am început atunci, eu jucam încă 5 ani ușor acolo în Ucraina. Și ce ai făcut? Ai plecat în Belarus? Nu, sau atunci ai nu. Venit în... Am venit acasă, am stat 3-4 luni, după am jucat, cred că 6 luni în Albania. În Albania, să da. Revena, pentru că nu te lua nimeni, știi? 4 luni fără echipă, 5 luni fără echipă, cine te ia? Am încercat acolo, am jucat acolo în Albania 6 luni, aproape un an, nu mai țin aminte acum, mi-a trecut mult timp. Și după am plecat din Israel. Am plecat din Israel, după în Israel, după Croația, după m-am întors iar puțin în țară și după, după în Belarus. În Belarus. 4 ani, ultimii 4 ani. Jumătate. În Israel fotbalul diferit? Sunt echipe bune, sunt echipe bune, sunt 3-4 echipe că sunt foarte bune, Maccabi, Haifa, apoi Haifa, dar nu fizic, nu. Adică fotbal nici ușor, nici foarte greu. Cred că și aici e mai am avut mulți români care să se fie adaptat pe acolo sau mai dus sau mai. Deci de ce? Pentru că acolo și e foarte cald. Cald. E cald și mine mi-a fost foarte greu. Primii 2 luni mi-a fost foarte greu acolo. Foarte mult cald, mentalitate, de asta spun. Și ei sunt, nu sunt ca noi, sunt au și de asta nu se am. Eu înțeleg de ce multe lume nu se ambientează. Da, nu sau adică să zici, uite domnule, aș ca 5 ani sau 4 ani. Acolo era sunt, fotbal dar... relaxat, așa când spun relaxat, relaxat de tot. Da? Foarte relaxat. Adică acolo și tu veni dintre niște competiții. Eu veneam din, eram așa șocat, păi, unde am venit acolo? Păi, am pierdut un meci, nu știu, mi-a bătut cineva 4-0. Toată lumea era dat după meci. Eu așa, știi? În caz că întâmpla asta în Ucraina, eram mort doi. Nu ieșeam din casă. Nu ieșeam din casă, nu răda nimeni în antrenamente, știi? Da. Și acolo relaxat, toată lumea relaxat. Așa e mentalitatea lor, știi?